Te salut și spun bine ai venit la un nou video pe canalul meu de YouTube și în videoul de astăzi 3 idei de afaceri profitabile în 2021 pentru un student. Așadar, înainte ca să trecem la cele trei idei de afaceri, vreau foarte rapid să răspund la întrebarea dacă este posibil, într-adevăr, fiind student, să pornești o afacere. Și aici răspunsul este categoric da, eu personal am făcut acest lucru, majoritatea cunoscuților, prietenilor mei care acum dețin o afacere, au pornit afacerea lor atunci când erau studenți și majoritatea a, oamenilor care acum sunt uh, oameni de afaceri, presupun că uh, au început să facă primii pași sau cel puțin să se gândească la afacerea lor încă de când erau studenți. Așa că da, răspunsul este categoric, da, este posibil fiind studenți să pornești o afacere. Acum întrebarea apare pentru ce? Uh, pentru sau de ce mai exact? Uh, de ce uh, sau pentru ce ar fi explicația, adică ar fi faptul că Fiind studenți, adică foarte multe persoane la liceu, când încă nu uh, nu au un, să zic, o manieră critică de gândire, nu reușesc să înțeleagă ce cu ce ar vrea să se ocupe în viață. Da? Adică, practic, uh, se conduc de stereotipurile pe care le avem noi, care sunt foarte răspândite la noi în România, Republica Moldova uh, și în alte țări, în special post-sovietice, și, respectiv, merg pe ideea că după liceu trebuie să faci facultate și mai departe fă ce vrei. Sau după liceu faci facultate și după aia ai o profesie pentru tot restul vieții. Acest lucru, cu rău nu mai este actual în zilele noastre, întrucât în zilele noastre, în 2021, inclusiv și mulțumită pandemiei, lucrurile se schimbă foarte rapid, în fiecare zi apar noi inovații, tehnologii și așa mai departe și deja pe lângă faptul că foarte multe profesii nu mai sunt pur și simplu actuale, adică o mulțime de profesii care acum se învață la facultate nu mai sunt actuale, pe lângă asta mai există și faptul că, reșine faptul că totul se schimbă foarte rapid, 4 ani de zile, atât cât durează de regulă o facultate, a devenit prea mult pentru ca să înveți o profesie. Prea mult. 4 ani de zile deja nu mai este ok să înveți o profesie. Respectiv, foarte multe dintre persoanele care merg la facultate, tinerii care merg la facultate, realizează acest lucru, realizează că uite. Aici este prea mult vorbăraia iura, nu mai am nevoie de facultatea respectivă, la facultate înțeleg că ar vrea să se ocupe cu altceva în viață și respectiv ajung la ideea că ar vrea să pornească o afacere, pentru că a, cam asta este ideea cea mai optimală, probabil atunci când nu ai studii superioare și în multe locuri unde mergi să te angajezi sunt cerute studii superioare și așa mai departe. A, al doilea motiv, evident, este cumva diversificarea, adică ar fi și... Ok, eu cumva am nimerit în ambele categorii, dar dacă vorbesc despre diversificare, mă refer că... Diversificarea în sensul că, până, până mai termin facultatea, de ce să nu încerc și altă idee? De ce să mizez totul pe facultate? De ce să fac miza mea toată pe facultate în viață? Dacă, facultatea, dacă termin facultatea și nu am unde să mă angajez, sau dacă termin facultatea și această profesie nu mă satisface sau mi s-a schimbat ideea, pornesc cu afacere în paralel și în felul ăsta diversific. Adică, în caz că nu-mi place facultatea, merg în direcția aia. În caz că nu-mi place direcția aia, aleg facultatea. Respectiv, ăsta ar fi. Al doilea motiv, a, ideea de profesie a, neactuală și ideea de diversificare. Acum să dăm drum cu cele trei idei de afaceri. Prima idee de afacere super actuală, părerea mea, pentru un student și ne putem uita la această idee atât ca afacere, cât și ca un fel de lucru individual, lucru, muncă, activitate pe cont propriu, să zic așa, este activitatea de social media management. Social media management, ce înseamnă chestia asta? Chestia asta înseamnă că acum, când a venit pandemia, toate afacerile care erau fizice au fost nevoite să-și închidă magazinele, să-și închidă locațiile lor fizice și respectiv au trecut pe online. Toți au trecut pe online, ne-a impus situația. Respectiv, în situația respectivă, toate afacerile care nu aveau un profil pe social media, nu aveau Instagram, o pagină de Facebook, un canal de YouTube, precum asta și așa mai departe, toate au avut nevoie să creeze aceste profile, dar rești faptul că majoritatea oamenilor de afacere sunt businessmani operaționali, sunt între, întreprinzători, antreprenori operaționali, ei nu au idee cum să conducă un Instagram, un YouTube corect și așa mai departe, respectiv a apărut necesitatea ca să angajeze anumite persoane sau să ia anumit serviciile anumitor persoane care se pricep la asta. Respectiv social media management, dacă tu te pricepi să poți să înveți cum să gestionezi un profil de Instagram, o pagină de Facebook, un canal de YouTube pentru o afacere, ce trebuie să postezi acolo, când trebuie să postezi, cum trebuie să postezi, etc. etc. aceasta este o idee super de afacere pentru că acum această cerere există în piață la un nivel nebun. Pentru că toate, aproape toate afacerile au nevoie acum de o persoană sau de o companie care să le gestioneze aceste conturi de social media. Așa că tu poți fi tu social media manager și poți munci de unul singur, poți presta aceste servicii. Sau dacă vezi că ai mulți clienți, poți lua alte persoane pe care să le înveți sau care deja se pricep, mai ales că acum cu toți suntem specialiști în Instagram, Facebook și așa mai departe. Poți lua alte persoane, alți colegi de ai tăi de facultate sau... Liceieni, sau mai știu eu, care au făcut 18 ani sau chiar de ce nu și mai puțin și respectiv îi poți angaja pentru ca să presteze aceste servicii de social media management pentru a, companiile respective. Ideea de afacere numărul 2 este o companie de editare video. Editare video, foarte corect. A, ideea care este? Ideea este că Companiile au trecut pe online. Ceea ce am vorbit în cadrul ideei anterioare, companiile au trecut pe online. Majoritatea companiilor au trecut pe online, care nu s-au închis. Respectiv. Apropo cum a spus Bill Gates, dacă peste câțiva ani businessul tău nu va fi pe online, businessul tău nu va exista în genere. Așa că oricum companiile cu toate vor trece pe online, timp apropiat respectiv. Companiile au înțeles că au nevoie de aceste profile, de aceste pagini pe social media, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn și așa mai departe, dar... Nu știu cum să le gestioneze. Respectiv au angajat pe cineva care să gestioneze aceste pagini, da? Au luat pe social media manager care să se ocupe de aceste chestii. Dar apare întrebarea, dar ce să posteze acei social media manager pe Instagram-ul companiei, pe uh, Facebook-ul companiei, pe YouTube-ul companiei? Ce să posteze? Ce să publice acolo? ce să publice. Respectiv au nevoie de materiale, de conținut. Respectiv tu poți fi acela care sau acea companie care mergi la alte companii și le spui că uite, noi putem să facem mici clipulețe video sau poate aveți voi anumite secvențe video filmate de la voi din oficiu, din procesul vostru de muncă, de lucru sau, nu știu, din, n am idee, interviuri cu clienți, recenzii de la clienți, n am idee. Toate chestiile astea trebuie montate, trebuie tăiate, lipite, sincronizate cu sunetul. Montate e exact așa ca videoul pe care îl privești tu acum. Cineva nouă ne montează acest video, adică noi trimitem varianta brută, ceea ce am filmat de pe cam cameră și mai departe băiatul care se ocupă de montări la noi, care apropo este licean, este la liceu, acea, acea persoană, băiatul respectiv, el montează, lipește aceste video și ne dă nouă varianta finală. Pentru asta este achitat. Respectiv acest serviciu îl poți presta tu atât individual, iarăși și aici, atât individual cât și ca companie. Poți lua alte persoane pe care să le înveți sau care se pricep și poți crea un mic business care să creeze, să monteze, să editeze conținut video sau poate să mergeți chiar și mai departe și să mergeți și pe partea de producție, adică chiar să filmezi tu, tu să mergi să filmezi aceste uh, clipulețe și mai departe să uh, montezi, să editezi aceste videouri și să le dai companiilor, clienților tăi în format, în variantă finală. Ideea de afacere numărul 3 este managementul reclamelor. Și la ce mă refer aici este că am zis că toate companiile au trecut pe online, am zis că companiile au nevoie de conținut, de video, de foto, evident, dar mergând mai departe, ok, companiile au conturi pe social media, companiile au video, foto, materiale, dar cum găsesc clienții aceste companii? Cum găsesc clienții? Evident că atunci când companiile erau offline, când companiile erau fizice, ele dădeau reclamă, dădeau reclamă la, fie la televizor, fie la, poate puneau pe stradă un banner de astea mare și toți vedeau acel banner. Nu e exclus că companiile și acum dau, uh, iau reclamă, dau publicitate la televizor, multe dintre ele, dar reșini faptul că majoritatea, toate au trecut pe online, majoritatea au început să dea reclamă, publicitate pe online, adică să caute clienții tot pe online, adică prin Facebook, Instagram, link din YouTube, TikTok și așa mai departe. Acum sunt o mie de platforme, respectiv este nevoie de cineva care să pricepe cum să seteze aceste reclame, să le gestioneze, să le analizeze și așa mai departe. Această persoană se numește ad manager, adică manager de publicitate, respectiv tu poți crea o companie de publicitate pe online, adică un tip de uh, de companie care este specializată în setarea, gestionarea, analiza reclamelor pe online, care se pricepe la cum să pornească o reclamă pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe Google. Apropo, Google, foarte multe companii nu au idee cum să pornească acolo o reclamă și nu este, apropo, deloc simplu. Respectiv, tu poți învăța toate chestiile astea sau poți lua alte persoane care se pricep la chestiile astea, le poți învăța și poți găsi clienți, pentru că acum cererea este înaltă pe acest domeniu și acest lucru Repet, îl poți face atât individual cât și cu echipa ta pe care o strângi. Poți face asta ca o afacere sau poți face asta ca un tip de, să zic, de muncă pe cont propriu. Totuși, din asta, evident, categoric poți face o afacere, mai bine zis. Și Poți combina de chestia asta cu faptul că ești student, mai ales că acum se învață și de acasă, respectiv cu ușurință poți combina chestia asta cu faptul că ești student, poți avea ore la facultate, în, timpul ori, în timp ce tu ești la facultate echipa ta lucrează sau în afara orelor lucrați la comenzile pe care le aveți de la clienți și așa mai departe. Respectiv, ideea numărul 3 este o agenție specializată în publicitatea online. Iată așa trei idei de afaceri super bune, super actuale, profitabile în 2021 pentru un student și nu numai. Indiferent dacă ești matur și te ești matur, mă refer că nu mai ești student, ai trecut deja, nu știu, ai un job, dar te gândești să pornești o afacere, poate pe online și te gândești la ce idei de a face. Aceste trei idei sunt super actuale, super actuale. Sunt actuale pentru cineva care deja are un job, indiferent că ai 20, 30, peste 30 de ani, fie că ești student, fie că ești licean la liceu, adolescent, nu știu deja, fiecare după cunoștințele, îndepende de cunoștințele sale, pentru că evident că în fiecare direcție, oricare dintre aceste trei idei, mai necesită și anumite cunoștințe legate de marketing, de vânzări, pentru că va fi nevoie să știi cum să comunici cu clienții tăi, cum să-i abordezi, unde să-i găsești și așa mai departe, dar... În orice caz, aceste trei idei sunt super actuale, în special pentru situația actuală, când toți suntem cumva limitați în mișcare și suntem cu toții pe online. Așa că dacă te gândeai să pornești o afacere, acum ai trei idei uh, care uh, au un potențial mare în perioada respectivă și nu numai în cazul în care videoul a fost util pentru tine, te invit să te abonezi la canalul meu pe butonul de sub acest video, pentru ca să nu pierzi și alte videouri pe care le public aici pe canal în număr de 1, 2, 3 pe săptămână, cel puțin. Și în cazul în care ai vrea să fac și un alt video unde să povestesc despre primele mele experiențe în afacere, prima mea afacere, a doua afacere, a, eșecuri, istorii de succes, ce am reușit, ce n-am reușit și așa mai departe, atunci te rog să îmi lași un comentariu. Papa. Pa. pa!